Qu'est-ce que tu fais, parlez-vous, oameni buni? Dacă tot am venit cu mașina la spălat, că n-am mai spălat-o de mult, cred că deja mi se duce culoarea de pe mașină oricum, de când mi-am mai spălat-o. M-am gândit așa că am uitat să vă adresez o întrebare și am promis la Făciucul Sograd că pun întrebarea, adică o să o adresez publicului, că nu, voi știți, eu nu sunt creștină, voi știți dacă e păcat, nu-i păcat, mă rog, vă explic imediat. Dacă mai țineți minte, am postat un video în legătură cu... vezi, Doamne, că dacă e păcat să faci baie în vană. Mă refer să stai de-a muie, așa cum face ăsta mie aici mașina. Să stai de-a muie, adică puși... Oh my God, că mi se vede rotula. Ioi, și mă vede chilăbuț, stai să mă acopă rotula. Mi se mai vede și înaltă... Stai să nu mi se mai vadă, Doamne. Așa. Știți că v-am întrebat dacă e păcat să... să faci baie în vană, adică să stai în vană, pur și simplu, nu să faci duș ca la armată și pac, pac. Și acolo, printre comentarii, fratele Sograd a răspuns și pe urmă mi-a adresat o întrebare. Și, cum să nu vă pun și o vouă, în special că voi sunteți creștini. Eu, cum am zis, să atei de unii să știu dacă e păcat sau nu-i păcat. Eu aș zice că nu-i păcat, dar nu. Haideți să vă pun întrebarea. Deci, vedeți oglinda asta? Asta e parbriz, bine. E oglindă și asta, dar e parbriz. E destul de lat parbrizul, deși mașina e micuță, adică pot să văd și în stânga și în dreapta, pot să văd și pente și ortodoxi care mă urmăresc, da? Așa. Stați să vă fac cunoștință cu bebița mea. Hello, bebiță. Hello. Fă năniță, până ni spală nenea mașina. Așa. Și știți, aoleo, ce mi-a ciocănește ăsta. Ați auzit, oameni buni, ce mi-a ciocănit acoperișul de la mașină? Păi ăsta cum dă cu mătura aia? Auzi acolo. Aoleo, ce, Doamne, are reumă sau artrită? Ce îmi dă așa pe mașină? Ferească-te! Deamul, nu știu dacă mai vii să-mi o spălă aici. Cred că vărs o lacrimi pe aia și mi se spală singură mașină. Cam prea tare, am știu că trebuie să apese, dar chiar în halul ăsta să-mi o tot... Nu știu ce să zic. Bine, întrebarea felul următor, adică Doamne, că mă și bulbesc aici, întrebarea fratelui Sograd, da? Omul, adică e un tânăr căsătorit, e creștin și el, acum nu știu, frate, sograzâne un pic, ce fel de credință, ești creștin de care, penti, de care, că nu mai țin minte cum ai zis că ești și tu, dar vrea să știi dacă e păcat să facă dragoste, deci acum ne referim la cuplurile căsătorite, că în afara căsătoriei e păcat, că așa ziceți voi, bun, deci un cuplu căsătorit vrea să știe dacă e păcat să facă dragoste în oglindă, nu ziceți voi, oameni buni. E păcat sau nu e păcat? De eu nu voi adică eu nu fac vrăjală de voi. Dacă voi aveți impresia că îmi bag joc, mie îmi pare rău. Dar dacă vă duceți la video respectiv unde am adresat întrebarea cu baia în cadă, adică în vană, o să vedeți că întrebarea e acolo, pusă de fratele Sograd. Adică nu vă mint, nu inventez eu întrebările astea. Vă întreb și eu. Și poate vrea să răspundă ceva, dar cu referință biblică, nu așa, că aruncați voi acolo niște versete de ăsta, așa repede, mi-o spălat mașina, Doamne, ia-i milă. Bine, bine, cred că odată așa numai de vrăjală, numai când mi-o înmuietul. Deci, e păcat sau nu e păcat să un cuplu căsătorit să întrețină relațiile sexuale pe care ele consumă așa în oglindă? Nu știu, poate au oglindă pusă în tavan, poate au un dulap făcut numai din oglindă, poate nu știu, să duc pe balcon, nu știu, oameni buni. Acum hai să presupunem că oglinda e în casă, că dacă nu e în casă, după aia, logică, dacă te duci în shop, ferească-te parascheva, ce să faci în shop? Adică n-ai cum, știți? Nu. Dacă puteți să oferiți răspunsuri și să includeți și referințe biblice, chiar că așa aprecia foarte mult. Frate, Sograd, cât despre mine, eu îți spun că nu consider că e păcat atâta timp cât ambii parteneri sunt de acord. Că dacă unul e de acord și celălalt nu, nu e ok. Adică soțul e de acord, dar soția nu sau viceversa. Deci dacă amândoi sunt de acord cu chestia asta și într-un cadru intim, adică nu-i public, nu-i în shopping sau prin lifturi, că mai sunt lifturi, oameni buni cu oglindă și alea. Alea zuma pentru mine și chelebuț, să ne uităm noi dacă suntem prea lați. Dar nu pentru așa. Deci dacă într-un loc intim și sunteți numai voi doi și amândoi sunteți de acord, eu zic că nu-i păcat. Așa m-aș fi gândit și dacă aș fi fost creștină. Nu înseamnă că dacă s-a atei, vai de mine, sunt depravată. Nu, stați voi cu minți, că clasați destul de rău atei. Adică voi aveți impresia că suntem criminali sau ce? Stați liniștiți, că la fel cum e și la penti și la ortodoxi și la catolici, la fel e și cu atei. Îs atei și atei.
pente și pente, adică dacă unul e dus cu liftul, înseamnă că și alții dus cu liftul, nu, e dus cu linghi spiritul, stați liniștiți, oameni buni, nu mai judecați voi greșit, da? No, haideți că dacă îmi răspundeți la întrebarea asta și simt că nu v-ați bătut joc de mine, vă mai pun o altă întrebare tot pe tema asta. Acum fac o paranteză, pastore Neluțu Mureșan, stai să nu filmez pe asta, după aia să am ceva probleme, că vezi, doamne, așa. Pastore Neluțu Mureșan, pastorul Robocop de la biserica aia din Dej, ne spui un picuț aici dacă e păcat sau nu e păcat să se facă, adică să se întrețină relații sexuale în, no, când te uiți într-o oglindă. E păcat sau nu e păcat, frate, că dumneata cred că ești sexologul, mai marele sexolog, bine, și Buhariu și mai salță care te și minunezi când îi auzi. Dar nu m-am pic să văd, vrea să mă salute sexosul ăsta sau ce? Oare ce vrea să fac? Să face că să tot uite și-mi dă jet. Nu știu ce, nu mi-a soponit-o mai mult, oameni buni, nu mi-a soponit-o. O dat cât o dat, dar parcă pe sărăchie. Eu am plătit 10 euro. Nu știu, mă face să mă simt că m-am spălat cu leșâie. Nu cu șampon, că am impresia acum că mă spală pe mine când îmi spală mașina. Și zic că mă spăla cu leșâie din aia sau care nu știe ce înseamnă leșâia. Că nu mai suntem de la țară, noi nu știm ce înseamnă, este eu să-mi pun din ăla puțin mai palid, fără tensiune în el și fără fibră, știți? E o leșâie din aia. Că m-a dus și am tică, punea bunica în vană, în văniță, nu știu cum se zic, era o văniță și punea nu știu cum, acolo ce făcea, habar n-am, dar mă rog, ăla era săponul. Nu, acum eu sunt că ăsta mă spăla cu leșâie, nu cu șampon, prea puțin, tot îmi dă cu apă. Măneacă aici în loc să-mi dai cu șampon, mă rog, asta e, îmbotează mașina. Deci, pastore Neluțu Mureșan, mai marele sexolog, pastorul penticostal sexolog din România, din Deaj, spune-ne, e păcat ca un cuplu să întreținați sexual în timp ce se uită în oglindă? Bine, nu ne referim aici la un telescop, unde își bagă unghiile unul la altul, acolo să se uite. Nu, nu, oglinda așa, poate și cu ceva efecte, ceva artific prin ele, culori, lumini, știți ce zic? Aștept, frate, să ne răspunzi, oricum știu că nu ne răspunzi, că tu cum să răspunzi, că la voi, la pastor, vă pică plombile dacă răspundeți, dar am încredere în unii oameni care lasă comentarii destul de des pe contul meu, am încredere în ei că o să revină cu răspunsuri decente, nu bat jocuritoare, că nici eu nu bat joc, adică nu înțeleg ce și-ar bate alții joc, în fine. Și cu referințe biblice, că Sograd, fratele care a pus întrebarea, el e creștin, deci el are nevoie de referință biblică, înțelegeți? Nu-i suficient numai să-i spuneți nu, nu-i păcat. No. Eu cred că nu-i păcat atâta timp cât îi consățămă și în Biblie scrie asta, că dacă soțul și soția să înțeleg. Acum vreți să vă zic mot-a-mo să vă recit aici versetele? Dar, biblic vorbind, eu cred că nu e păcat. Dacă amândoi și-o dat consimțământul și privat și nu s-a pus și vede și lea măreoră și tanti vărvara. No. Și dacă îmi răspundeți, o să mai revin cu altă întrebare, că și asta e tot pusă de cineva, numai nu are cont pe YouTube și mi-a trimis mesaj în privat. Și o să vă adresez și întrebarea, dar e tot așa cu... No, vedeți și o bătută să ajut de mașina mea, serios, dacă nu uitați aici, nu m-am niutat udă, no, că ăsta mi-a spălat-o cu leșie, n-are rost, mă duc acasă în depresie. Eu nici nu știu dacă mai zic te-am chiun, m-a trăs să-i zic că nu, dar sunt cam tristă. Nu m-am niutat udat-o, nu uitați aici, din atâtea minute, el nu m-am niutat dat-o cu apă. Doamne, oare ăsta a fost botezul meu și nu știu eu? Bine, oameni buni, vă las, aștept să răspundeți dacă vreți și vă rog frumos fiți decenți, dacă nu v-am trimis în exil. Frate, Sograd, stai că trebuie să bag. Thank you, thank you că mi-ai făcut mașina cu leșâie. May God bless your fortune, cu mor șamponul. And next time, don't vragilation my machination. My machination needs to be tratation, ca un VIP-ation. Vă stați că trebuie să mă duc altul, așteaptă acolo să fie spălașă ăla. Vai, de mine, bine, oameni buni, la revedere!